Iubiții Domnului, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, pentru cei ce au bunăvoința și plăcerea să urmărească împreună Cuvântul Sfânt, îi rog să deschidă la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, de unde vom citi începând cu versetul 36. Pagina în Scriptură 1067. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors pe trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El a dat mâna și a ridicat-o. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. M-am înțeles cu pastorul dumneavoastră să cobor. De când l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos în viață, cam tot asta aud: coboară, Florine, pentru că singurul care trebuie să fie înălțat e El. Și Dumnezeu să ne ajute să coborâm, ca El să se vadă. Mi-e drag să vin mai aproape de dumneavoastră. Sper că balconul nu are probleme. Vedeți, nu aici pe platformă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mormânteze oamenii, ori să se spună două lucruri. Ăsta e la cu cântarea: Dumnezeu e tăria mea. Și al doilea lucru este cobora mereu de la anvion. Iubiții Domnului, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc din toată inima pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat și pe care Dumnezeu le-a ascultat. Anul trecut am trecut printr-o greutate cu fiica mea mai mică. Și pastorii dumneavoastră, în special fratele Gelu, mi-a spus despre dragostea pe care ați arătat-o, unindu-vă rugăciune. Mulțumim lui Dumnezeu pentru izbânda pe care El ne-a dat-o. Carina este bine, lucrurile sunt bune și, dacă Dumnezeu ne ajută, anul acesta, suportul acela care susține coloana va fi scos și lucrurile vor intra pe făgașul normal. Dumnezeu să vă răsplătească cum știe El și Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze să rămânem aproape unii de alții. Iubiții Domnului, în după-amiaza aceasta m-am gândit să vin înaintea dumneavoastră cu acest pasaj din Scriptură, pentru că sunt foarte multe lecții simple pe care am putea să le învățăm în acest pasaj, lucruri care mă rog lui Dumnezeu să ne ajute în viața de zi cu zi. Mai înainte de toate, aș vrea să fac o subliniere, și anume, Biblia spune că această întâmplare despre care am citit s-a petrecut la Iope. Și aș vrea să vă spun că în viață, mulți oameni cu care am stat de vorbă mi-au spus că nu pot face mai mult pentru că nu au mai mult. Mi-au spus că dacă ar fi fost cumva, poate, născuți într-o familie mai bogată, dacă ar fi fost mai dotați din punct de vedere intelectual, sau dacă ar fi fost în alt stat, în altă țară, ar fi putut poate face mai mult pentru Dumnezeu. Unii dintre oamenii cu care m-am întâlnit aveau vise mari și au zis: dacă Dumnezeu mă va ajuta să-mi ia afacerea asta, să vezi tu ce am să fac eu pentru Domnul Dumnezeu. Toate aceste lucruri pe care le-am auzit m-au făcut și m-au ajutat să înțeleg un lucru. Aveam un prieten și am un prieten bun,
Noi am trecut printr-o situație destul de dificilă pentru că unul dintre centrele mari pe care îl administrez, cu tineri care au părăsit instituția de stat, orfelinatele, ne-a fost luat pentru că a fost în concesiune. Și a trebuit să construim un centru nou. Și am apelat la prieteni și prietenul acesta mi-a zis: am o afacere cu niște austrieci. Mă, și dacă mi iese, zice, tu nu mai ai nicio problemă cu centrul ăla, ci o să dau toți banii. Și am spus: dragul meu, vreau să spun sincer ceea ce gândesc, pentru că n-aș vrea să afli în cer ceea ce am gândit pe pământ. Nu valorează ce spui tu. Dumnezeu nu este undeva la sfârșitul propoziției. Dumnezeu trebuie să fie la începutul propoziției. Mai bine dai puținul pe care l-ai și îl dai înainte să-ți faci socoterile. Pentru că atunci când tragem linie și spunem: Doamne, ție îți dau ce este după linie, aia nu-i credință, ăla-i comerț. De aceea aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că eu cred în seara asta că Dumnezeu ne-a dat nouă tot ce avem nevoie ca să slujim. Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine și Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine și pe fiecare dintre noi și avem mai mult decât ne trebuie ca să slujim lui Dumnezeu. Probabil că ceea ce lipsește ca să slujim lui Dumnezeu este aici, nu în buzunar. Nu buzunarul este acela care să ne dicteze dacă îl slujim pe Dumnezeu. Nu resursele noastre trebuie să ne spună dacă să îl slujim pe Dumnezeu. Întreabă-ți inima dacă îl iubești. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei găsi orice posibilitate o vei folosi să faci bine semenilor tăi. Pentru că binele înseamnă atât de multe lucruri pe care le putem face. Biblia spune că această femeie pe nume Tabita locuia în Iope. Iope este un loc în care o femeie a reușit, dar un bărbat a eșuat. Pentru că în Iope spune Biblia că acolo s-a dus Iona, acolo a ajuns. Și omul ăsta nu era un om oarecare, era un om puternic, era un om care avea un dar excepțional. Avea un dar de la Dumnezeu să spună: așa vorbește Domnul. Și omul acesta s-a dus și a fugit de Dumnezeu și s-a dus la Iope ca unul care a fost înfrânt. Femeia aceasta, spune Biblia, că a fost o femeie biruitoare, pentru că Biblia spune despre ea, era o ucenică a Domnului Iisus. Poate că dacă ai fi întrebat-o în viața obișnuită: ce faci, măi, ucenica Domnului Iisus? S-ar fi uitat în spate să zică: cu mine vorbești. Pentru că unii dintre noi căutăm aceste titluri și alții le avem pentru că Dumnezeu ni le dă. Unii dorim să fim numiți pastore. A sunat o credincioasă la un coleg de-al meu și a zis: alo, casa fratelui X, ca să nu spun numele, la care cea de acolo îi zice: nu, zice, casa pastorului X. Supărată că de ce nu i-a zis pastor. Atât de infantile uneori sunt lucrurile acestea, pentru că în viață, până la urmă, nu ceea ce spun oamenii că ești vei fi, ci ceea ce Dumnezeu îți spune că ești și ceea ce știi tu că ești, aceea ești. Probabil că în timpul vieții Tabita ar fi zis: eu, ucenica Domnului Iisus, dar ce am făcut eu să merit o asemenea titulatură? Probabil când a plecat Iona, prorocul lui Dumnezeu, a zis: păi sigur că m-a trimis pe mine Dumnezeu, că doar nu oarecine, sunt un om puternic. Și acolo unde un bărbat a eșuat, o femeie a biruit. Pentru că aș vrea să vă spun lucru pe care îl subliniam dintr-un început. Nu căutați în viață arme mari, ci căutați în viață o inimă bună. Căutăm arme mari ca să slujim lui Dumnezeu. O, dacă am avea darul ăsta pe care l-a avut Iona. O, dacă am avea darul lui X sau lui, dacă aș cânta eu ca fratele. Nu, aș cânta foarte frumos. Dar am înțeles că pleci de aici, așa e? Te duci la filarmonică sau nu te duci? Nu? Bun, dacă rămâi aici, bine. Dacă în viață cauți daruri puternice și dacă în viață cauți și spui: Doamne, dacă mi-ai da să trag cu tunul și nu, atunci eu aș fi un slujitor destoinic. Oameni buni, în viață nu contează mărimea armei, ci contează iubirea care o ai față de Dumnezeu. Tabita până la urmă a biruit, s-a uitat și a zis: ce am eu pentru Domnul? Un ac. E, ce poate să spună un ac? Și a zis: nu contează ce ai în mână, contează ce simți pentru Dumnezeu în inimă. Și a luat acul acela și a început să coase. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, și despre ea s-au scris în Biblie. Și despre ea vorbesc oamenii. O armă mică într-o mână care are o inimă puternică. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu nu zice: așteaptă să-ți dau eu niște daruri puternice ca să mă reprezinți. Vedeți dumneavoastră, când omul are o însușire, când omul are o calitate, când omul are un dar puternic, Dumnezeu este mic. Dar când ai o armă mică,
Dumnezeul tău se vede și e mare. Așa-i? Recunoașteți? Știți că noi aveam o înțelegere, dumneavoastră nu prea vorbiți. Dar mie să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu, ca eu să știu să nu mai bat câmpii, Doamne ferește, în caz de ceva. Deci dacă sunteți de acord, spuneți da sau amin. Și dacă nu, spuneți nu. Tabita ne învață că în viață, și mă bucur de lucrul acesta, că de multe ori probabil că ai stat și ai zis ce aș putea face eu cu viața mea, mă simt un om slab, mă simt un om neputincios. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, răspunsul nu-l găsești decât aici în inima ta. Dacă îl iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, Dumnezeu din cer te va face o lumină. Dumnezeu din cer nu lasă o lumină să stea sub obroc. Dacă îl iubești, se va vedea. Dumnezeu te va binecuvânta să faci ceva pentru Iisus Hristos. Dumnezeu te va binecuvânta să faci ceva pentru semenii tăi. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, încă un lucru care este important. Este o subliniere biblică care mie mi-a plăcut foarte mult și cuvântul Dumnezeu spune așa: ucenica aceasta numită Tabita făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Faptele bune ale ei au fost trecute în Biblie, sau dacă vreți, propoziția aceasta apare după ce mai întâi de toate se spune că era o ucenică a Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu vei putea să cumperi pe Dumnezeu niciodată. Mai întâi de toate va trebui să fii un copil de Dumnezeu și apoi vei merge în faptele bune pe care Iisus Hristos le-a pregătit. Să înțelegeți, iubiții Domnului, că pe de altă parte, dacă în inima ta nu este curățenie, dacă în inima ta nu locuiește Dumnezeu, dacă în inima ta nu ai Duhul lui Dumnezeu, dacă în inima ta nu este credință, cu faptele bune nu vei putea să-L cumperi pe Dumnezeu. Întâi era o ucenică și apoi făcea o mulțime de fapte bune. Pentru că faptele bune totdeauna decurg din calitatea noastră de copii al lui Dumnezeu. Este o consecință a faptului că ești credincios. Alminteri, dacă cu faptele bune încerci să-ți liniștești conștiința, aceste fapte bune sunt socotite înaintea lui Dumnezeu ca o cârpă murdară. De aceea Dumnezeu să ne ajute astăzi să ne întrebăm ce suntem. Dumnezeu să ne ajute să fim copii de Dumnezeu. Pentru că dacă ești copil de Dumnezeu, vei merge în faptele bune pe care El le-a pregătit în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Iubiții Domnului, aș vrea să fac o subliniere înainte de a intra în conținutul acestei predici, probabil sunt subiectul acestei predici. Aș vrea să fac o subliniere și Biblia spune că făceau o mulțime de fapte bune și milostenii. Vedeți dumneavoastră, unii au o avere și după ce au o avere sau au moștenit ceva, din ceea ce au, dau mai departe. Tabita era unică, pentru că Tabita cosea, făcea haine și după ce le făcea, le și dădea. Ea și producea și dădea. Nu aștepta o moștenire să spună: Doamne, dar îmi dai Tu o moștenire sau câștig eu la loto să vezi cum se termină scările bisericii. Nu! Pentru că la Dumnezeu lucrurile nu sunt în felul acesta. Biblia spune că ea făcea și apoi din ceea ce făcea, dădea lui Dumnezeu. Asta contează. Însă Biblia spune și vreau să vă spun că în această după-amiază, în mod deosebit, vă rog să poposiți un pic asupra acestei idei. Am băgat de seamă multe dureri care străbat inima noastră. Mulți oameni care sunt clătinați de următorul gând. Adică dacă eu cânt în cor și vin duminică de duminică la biserică și fac tot ce îmi stă în putință să fiu credincios, cum adică să mă îmbolnăvesc? Dar dacă eu m-am întors la Domnul Dumnezeu și încerc să fiu un om cinstit, cum adică să mai vină necazul peste mine? Sublinierea este: în vremea aceea s-a îmbolnăvit. Adică în ce vreme? În vremea când făcea binele. În vremea când făcea milostenii, în vremea când se preocupa să trăiască mai mult pentru alții decât pentru ea. Și atunci stai și te uiți și spui: Doamne, dar cum e cu putință lucrul ăsta? Că mulți dintre noi îl înțelegem pe Dumnezeu în sensul acesta: Doamne, dacă îmi dai, îți dau. Dacă îmi faci, îți fac. Dacă rămâi cu mine, rămân cu tine. Nu le faci, nu fac. Nu rămâi cu mine, nici eu nu văd de ce aș rămâne cu tine. Însă vreau să vă spun, iubiții Domnului, că această gândire pe care omul o are atestă slăbiciunea modului în care noi ne-am întors la Dumnezeu și îl privim pe Dumnezeu. Ni-i drag pământul ăsta foarte tare. Și de cele mai multe ori, pentru noi, Iisus Hristos este modul de a trăi mai bine pe pământ. De cele mai multe ori, credința noastră trebuie să fie un răspuns la necazurile pământești pe care noi le avem.
Pentru că noi nu ne-am obișnuit cu gândirea cerească, că într-o zi le vom lăsa toate pe pământul acesta și vom merge acasă la Dumnezeu. Eu nu spun că pe pământul acesta nu trebuie să găsești fericirea, dar trebuie să înțelegi că pe pământul acesta ar trebui să ne desprindem de lucrurile acestea. De multe ori au venit necazuri și nu știu dacă am avut vreun an în viață în care să n-am o luptă puternică, o luptă mare, ba un accident, ba un avion care ia foc, ba o fată care este la operație, ba un centru pe care trebuie să-l construiesc de la zero. În fiecare an am vărsat lacrimi și am stat înainte de Dumnezeu și am zis: Doamne, niciodată nu socot că-s mai bun. Tu ești un Dumnezeu care mă înveți să depind de Tine. Ești un Dumnezeu care mă înveți să-mi deschid aripile ca să-mi iau zborul. Aș vrea să vă spun, dragii mei, și Dumnezeu să vă binecuvânteze, nu mai fugiți de necaz în viață. Nu mai fugiți de durere, așa cum suntem obișnuiți să o facem. Le spunem prietenilor noștri, le spunem vecinilor noștri: veniți la biserică, Dumnezeu vă va vindeca. Veniți la biserică, Dumnezeu vă va scoate din faliment. Veniți la biserică că Dumnezeu îți va da ceea ce lipsește vieții tale pământești. Eu vă spun în această seară: veniți la biserică pentru că aici este Iisus Hristos, Mântuitorul. Veniți la biserică ca să ne punem nădejdea în lucrurile de sus. Veniți la biserică să învățăm să gândim cerește. Veniți la biserică să învățăm să privim cerul lui Dumnezeu. Antrenați-vă pentru ziua când vom intra de plin în împărăția lui Dumnezeu. Desprindeți-vă de gândirea aceasta obișnuită, mercantilă, comercială. Iisus Hristos nu este un răspuns. Iisus Hristos este răspunsul. Dumnezeul nostru ne așteaptă acasă. Pământul acesta este pe nedrept numit realitate. Pentru mine adevărata realitate este împărăția care va să vină. Adevărata realitate este ceea ce va începe într-o zi acasă sus în împărăția lui Dumnezeu. Tot ce este aici este un examen, e un test. 70 de ani sunt o nimica toată, chiar 80 de ani sunt o nimica toată. Săptămâna aceasta am făcut 43 de ani și mi-am dat seama că au zburat pur și simplu anii, dar nu-mi pare rău, pentru că eu știu că fiecare an este un pas înainte spre adevărata viață în care voi intra. Nu vă temeți, nu fugiți de durere, nu-L scoateți vinovat pe Dumnezeu, dezbrăcați-vă de gândirea aceasta cu care am fost obișnuiți. Hristos, nădejdea slavei, Hristos, tăria sufletului nostru, mărit să fie Dumnezeu nostru. Da, în vremea aceea s-a îmbolnăvit, pentru că cine muncește se îmbolnăvește, cine aleargă s-ar putea să obosească, cine face pentru Dumnezeu uneori îi cade capul de oboseală, alteori din pricina grijurilor și a îngrijorărilor nu mai poți dormi. Dar nu contează de lucrurile acestea, pentru că ceva tot ne va omorî în viață, din pricina ceva tot ne trecem. Nu știu dacă e ceva mai dureros, spuneam anul acesta la toate serbările la care am fost, nu mi se pare o moarte mai rușinoasă decât să mă iertați, să stai în fotoliu cu pisica în brațe, cu popcornul și să mori în felul acesta. E un proverb care spune: caii mor totdeauna în picioare, trăiește-ți viața cu folos, fii pentru Dumnezeu pe pământul acesta o mireasmă. Până la urmă trebuie să ne punem nădejdea nu în lucrurile pieritoare, venim la biserică să ne antrenăm pentru raiul lui Dumnezeu. Venim la biserică să ne facem mai puternici, să căutăm să ne lepădăm de noi înșine, să nu mai trăim așa într-un mod bicisnic, ca un pipiric cu capul în jos. Hristos e bogăție, Hristos e comoară, cerul lui Dumnezeu este acasă. Aici suntem temporari flotanți pe pământul acesta. Vasul ăsta care suntem noi e un vas cu termen de garanție, într-o zi vom expira. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, antrenați-vă și obișnuiți-vă cu o gândire duhovnicească. Vor veni greutăți, vor veni necazuri, dar niciodată Hristos nu vă va părăsi. Nu înseamnă că vom primi răspunsurile pe care le așteptăm. Nu înseamnă că Hristos este polița casco a vieții tale. Hristos nu este asigurarea să ai tu o viață liniștită. Hristos este răscumpărătorul ființelor noastre. Este mântuitorul nostru. Este cel ce a murit ca noi să avem intrare slobodă în împărăția dragostei Lui. De aceea spuneți în această după-amiază: mărit să fie numele Tău. Iubiții Domnului, există un mod, mi-e teamă că l-am luat de la alții, mi-e teamă că nu e al nostru, cu siguranță al Bibliei nu-i. Există un mod de a gândi. Și aș vrea în după-amiaza aceasta să vă spun despre modul ăsta de a gândi. Sunt oameni care spun și mărturisesc și cred în lucrurile astea, într-un fel. Adică m-am întors la Dumnezeu, merge bine.
afacerea a înflorit, sănătatea e bună și lucrurile sunt bune. Există și acest mod de a promova pe Hristos, că e drept să spunem că Dumnezeul nostru ne-a binecuvântat. Numai că lumea zilelor noastre prea puțin are nevoie de așa ceva. Dumneavoastră știți unde se va vedea mărturia lui Iisus Hristos? Necazuri vei avea și tu, prietene, și necazuri am și eu și fiecare dintre noi. Dar ce faci în timpul necazului definește felul tău de a fi. Atunci când un om credincios are un necaz și o confruntare pe pământul acesta, ar trebui să alerge la rugăciune și la Dumnezeu. Ar trebui să nu se bată cu pumnii în piept să dede ceasul morți. N-ar trebui să alerge besmetic dintr-un loc într-altul, ci ar trebui să se liniștească, să-și pună nădejdea în Domnul, să spună, cred în tine, Iisus Hristos. Reacția noastră este mărturia pe care o dăm și cea mai bună mărturie este în timpul necazului. M-am rugat în dimineața aceasta în biserica unde am fost, în biserica Maranata. M-am rugat pentru o tânără care spuneau părinții că i s-a descoperit o tumoare. M-am uitat la această tânără, o tânără frumoasă, o tânără credincioasă, care slujește în biserică. Și m-am uitat la ea și i-am spus, ce gândești? Și mi-a spus așa, frate Florin, Satana este biruit la cruce. Eu mă încred în Domnul. Atât de liniștită, senină și zâmbitoare, m-am uitat la ea și am zis, ăsta e Hristosul pe care îl iubesc. Nu Hristosul Mercedesurilor. Nu că aș avea ceva cu vreun Mercedes, să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i Hristosul care să spui, numai pe profit am ieșit de când sunt cu Hristos. Eu vă spun un lucru, prea puțin mă mai gândesc dacă sunt pe plus sau pe minus pe pământul ăsta. Pe mine mă frământă un singur lucru, să se vadă Hristos în tot ceea ce fac. Nu numai în ce vorbesc, cât mai ales în ceea ce fac. Și oamenii pământului acestuia care au necazuri felurite se vor uita spre dumneavoastră și în momentul când se vor uita spre dumneavoastră, spre reacțiile dumneavoastră, ce veți face în ziua necazului va defini ce fel de credință aveți voi. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne îmbrăcăm cu această mentalitate. Poți să spui, ajută-mă Doamne, vei fi puternic. Dacă vei gândi că pe pământul acesta n-ai niciun merit, Dacă vei gândi că pe pământul acesta salvarea ta este harul lui Iisus Hristos, pentru care n-ai plătit nimic, dacă vei gândi pe pământul acesta că totul atârnă de mâna bună a lui Dumnezeu, dacă nu te vei iubi într-un fel în care să-ți fie ție povară, dacă te vei uita spre tine cu lepădare de sine și vei spune ce vrei tu, Hristoase, aceea să se facă, nu vei fi ușor de doborât. Dar în momentul în care ținem la noi și începem să ne vedem în niște culori în care Dumnezeu nu vrea să ne vedem, în momentul acela apar rănile, multe răni din viața noastră se datorează unor vise absurde, unei greșite înțelegeri a ceea ce înseamnă Hristos. Hristos ne-a promis mântuirea, Hristos ne-a promis salvarea, Hristos ne-a promis iertarea, Hristos ne-a promis cerul. Amin? Amin. În lume veți avea necazuri. În lume veți fi de multe ori încercuiți, loviți. În vremea aceea Tabita s-a îmbolnăvit. De ce? Nu-i femeie ca ea, a slujit. Poate că și-a pierdut vederea, poate că o dureau mâinile. S-a îmbolnăvit muncind pentru Dumnezeu. Nu-i drept, am spune noi. Dar Dumnezeu spune în felul următor. Obișnuiți-vă să înțelegeți că pământul nu-i moștenirea voastră. O, de a-ți vedea pentru o frântură. Pentru o frântură și mă rog în seara aceasta, dă Doamne revelația unei frânturi de cer. De aceea suntem speriați, de aceea suntem cu inima pierită, de aceea de multe ori suntem hăituiți și nu știm încotro să ne ducem, pentru că n-avem în noi viziunea cerului. Dacă ați vedea pentru un moment culorile cerului, dacă ați vedea splendoarea și frumusețea ceea ce ne așteaptă, ați spune, te salut pământ și mă bucur de tine cer. Pentru că acolo este adevărata casă pe care o moștenesc. Știu că unora vi se pare greu ce spun eu. Știu că vi se pare destul de dificil de înțeles. Dar ascultați-mă, dragii mei. Credeți că veți muri? E vreun om care să creadă în seara asta că el nu moare? Toți vom muri. Este o lege. E o matematică. Trebuia să merg astăzi la spital la un părinte al unui prieten, de al unui prieten de al meu. Mi-a spus, nu mai mergem la spital pentru că ieri a murit. S-a dus. Gata, și-a încheiat alergarea. Toți vom muri.
Și dacă toți vom muri, ce se întâmplă după ce vom muri? Asta e tot? Nu. Abia atunci începe adevărata viață. De atunci, din momentul acela, se va face o alegere. Dar vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, obișnuiți-vă. Suntem robii lui Iisus Hristos. Robii lui Iisus Hristos. Doamne, vreau să slujesc orice s-ar întâmpla. Ajută-mă să fiu pregătit pentru orice. Dăm puterea să rămân în picioare. Dar de dragul Tău, Iisus iubit, în dragostea Ta arse, și inima spre răsărit și fața mi se întoarse. Iubiții Domnului, însă pe de altă parte vreau să mai spun un lucru care mă bucură. Au fost multe morți în Biblie relatate. Dar când e vorba de Tabita, asistăm la o înviere extraordinar. Pe Tabita Domnul Iisus Hristos, prin puterea Lui, o înviază. Eu cred că dacă Florin Ianovici moare, Dumnezeu spune, lăsați-l în sicriu. Eu zic că dacă un corist sau cineva care cântă moare, Dumnezeu spune, lăsați-l în sicriu, las că oricum vine la mine. Țărâna se duce în țărână. Dar în ziua în care a murit Mila, Dumnezeu obligatoriu o înviază. Predicatori mai are Domnul, cântăreți mai are Domnul, dar în ziua în care moare Mila, biserica și-a pierdut identitatea. Să nu uitați că Dumnezeul nostru așteaptă să fim oamenii milei. Ceea ce definește credința noastră e mila, dragostea față de aproapele nostru. Dumnezeu e Dumnezeu și nu își împarte slava cu nimeni. Ce zic eu despre Dumnezeu e oricum în parte. Ce spun eu despre Dumnezeu este nedesăvârșit. Orice predicator, cât de grozav ar fi, vorbește nedesăvârșirea ființei lui. Cunoaștem în parte și știm în parte. Orice cântăreț, cât de grozav ar fi, nu se compară cu heruvimii, cu serafimii, cu îngerii. Dar pe de altă parte, în ziua când moare Mila, Dumnezeu obligatoriu trebuie să o aducă la viață. Pentru că asta definește, până la urmă, biserica lui Iisus Hristos. Asta definește credința. Dumneavoastră știți că trebuie să semănăm cu Iisus Hristos? Pleca Iisus Hristos spre Ierusalim și la un moment dat strigă unul, ai milă de mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, un orb. L-au certat, taci că îl deranjezi pe Iisus, se duce la sărbătoare, care Hristos, la care Hristos spune, care sărbătoare, zice, sărbătoarea mea e să fac bine. S-a oprit, s-a dus, ce vrei să-ți fac, Bartimeu? Să încapăt vederea. I-a dat vederea și după ce a văzut, Bartimeu a zis, slavă Domnului că am ochi acum să văd și eu Ierusalimul, mă duc și eu după el la sărbătoare. În ziua în care moare Mila, dragii mei, noi nu mai avem biserică. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți milostivi și buni. Fiți milostivi și buni. Iubiți-vă unii pe alții și Hristos va fi onorat în mijlocul nostru. Dăruiți, uitați-vă pe voi, spunea un scriitor, un gânditor rus, Nicolae Bernadiev, zicea el, pâinea săracului e datoria mea, pentru că pâinea mea e datoria Domnului. Știți, zicea la un moment dat, zice un evreu, îi spunea rabinului, zice, eu nu cred, zice el, în Dumnezeu, la care rabinul îi răspunde, ferice de tine. Șocat de răspunsul ăsta neașteptat, spune, n-ai auzit bine, zice, eu nu cred în Dumnezeu. La care rabinul îi spune, ferice de tine, zice el. Și ăsta șocat, zice, cum poți nata rabin să spui așa ceva? Da, zice el, noi credem în Dumnezeu și atunci spunem, Dumnezeu să te ajute, îi spunem săracului. Pe când dumneata care nu crezi, trebuie să bagi mâna în buzunar să-i dai, că doar nu crezi în Dumnezeu. Și la sfârșit de viață tu o să fii mai răsplătit decât noi. De multe ori, credința noastră este o credință declarativă, dar când e vorba de Iisus Hristos, trebuie să avem milă. Aleluia! Trebuie să avem milă. Pe de altă parte, știți de ce era obligatoriu să învieze Tabita? Cine se îmbrăca cu hainele Tabitei? Săracii. Dar bogații de unde luau haine? Clar că nu de la Tabita. Ei căutau alte magazine. Și atunci când Tabita a înviat, au auzit și bogații, toți, spune, toată cetatea a fost pusă în mișcare. Mulți au crezut și s-a întors la Domnul că învierea Tabitei, suferința Tabitei, moartea Tabitei și învierea Tabitei a făcut ca Hristos să fie cunoscut în toată cetatea. Doamne, eu vreau să fiu cunoscut prin ce fac, dar poate că o să fiu mai cunoscut prin faptul că mori.
Și ar trebui să murim pentru Hristos, ca Hristos să trăiască și să poată să fie propovăduit. Amin? Mă urmăriți? Obosiți un pic, așa-i? Vă simt eu. Sau eu sunt obosit și proiectez asupra voastră oboseala. Acum să înțelegeți un lucru, dragii mei. Eu încă n-am început subiectul. Sunt niște considerațiuni introductive. Deci o să ajung și la subiect. Dacă n-ajung la subiect, nu durează mult. Mai vreau să fac doar o simplă apreciere cu privire la această istorie. La un moment dat când citeam pasajul biblic și spune acolo că era ucenică din Iope și m-am uitat și am zis, ia uite, o femeie a reușit acolo unde un bărbat a falimentat, o femeie cu un ac a reușit acolo unde un proroc a falimentat, o femeie simplă a fost numită ucenică și alții care se cred mari ucenici, probabil că nici măcar nu sunt. Și în timp ce citeam că ea făcea fapte bune și apoi s-a îmbolnăvit în vremea aceea, la un moment dat după ce scrie Biblia că a murit, am citit imediat și zice, au dus-o în odaia de sus. Când am citit că au dus-o în odaia de sus, mi-a tresărit inima de bucurie. Am zis, ceva se va întâmpla. Tot ce-i frumos în viața noastră, cele mai importante lucruri se vor petrece în odaia de sus. În odaia de sus a fost dus fiul femeii din Sarepta Sidonului. Când a fost urcat în odaia de sus, a coborât de acolo înviat. Când a stat la masă cu ucenicii, Domnul a zis, pregătiți-mi o odaie care să fie sus. Întotdeauna cele mai importante lucruri ale vieții noastre nu se petrec în fața televizorului. Cele mai importante lucruri ale vieții noastre nu se petrec undeva în Haiti. Doamne, eu trebuie să-mi pregătesc niște amintiri fantastice. Cele mai frumoase amintiri, cele mai frumoase lucruri ale vieții noastre se vor produce în odăița unde stai cu Domnul Iisus Hristos. Să știți că acolo este locul cel mai bun, cel mai potrivit, locul în care se va întâmpla ceea ce ai tu nevoie. Dacă cauți o soluție, soluția este odăița. Dacă cauți un răspuns, răspunsul este odăița. Acolo Dumnezeu coboară. Când am văzut că au dus în odaia de Iisus, am zis, opa, ceva se va întâmpla. Și s-a întâmplat, a înviat, mărire lui Iisus Hristos. Iubiții Domnului, m-am gândit mult și am ajuns la convingerea că nu Tabita este subiectul acestei relatări, nu mila este subiectul acestei relatări, nu învierea spectaculoasă este subiectul acestei relatări, ci convingerea intimă pe care o am și mesajul acestei după-amieze, foarte în scurte cuvinte, este următorul. Personajul principal al acestei relatări e prietenia. Despre prietenie vreau să vorbesc astăzi în câteva cuvinte. Dacă Biblia spune, dragii mei, că la un moment dat, după ce Tabita a murit, imediat acolo în vecinătate era Apostolul Petru. Au auzit că Apostolul Petru este în Lida și atunci imediat au trimis la Petru și au zis, chemați-l încoace pe Petru. Chemați-l încoace pe Petru, pentru că Petru este omul care umblă cu Iisus Hristos. Chemați-l pe Petru, pentru că numai la umbra lui Petru au fost oameni care s-au vindecat. Chemați-l pe Petru, pentru că este o autoritate morală, este o autoritate spirituală. Chemați-l pe Petru, pentru că el este un om pe care Dumnezeu îl ascultă. În primul rând, dragii mei, aș vrea să vă spun că prieteniile pe care le aveți voi în viață vă vor duce către viață sau către moarte. Să nu spuneți că prieteniile voastre nu vă determină modul în care gândiți și sunteți. Când acești oameni au aflat că Petru este în preajmă, confruntați cu această problemă, o durere uriașă a pierderii unei femei credincioase, au zis, chemați-l pe Petru, pentru că Petru este omul care l-are pe Iisus Hristos ca prieten. Și când l-au chemat pe Petru, care umbla cu Domnul Iisus Hristos, a rezultat ceva de aici? Când l-au chemat pe Petru, simplu Petru, omul care este fără prea mare pregătire, nu e un specialist al acestui pământ, nu avea multe cunoștințe de un ordin sau de altul, dar dacă l-au chemat pe Petru și Petru a fost prezent, s-a întâmplat ceva? Vă întreb, s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat.
Pentru că în viață prieteniile te vor duce spre o direcție sau spre alta. Mulți dintre noi ne-am stins, mulți dintre noi am devenit apatici, mulți dintre noi avem visurile nu ale noastre, ci ale altora. Mulți dintre noi trăim după ce ne spun alții că trebuie să trăim. Dar Dumnezeu nostru ne învață că în momentul în care ai prietenii sfinte, viața ta va cunoaște o binecuvântare. Dacă prietenii tăi sunt prietenii lui Iisus Hristos, să știi că se va întâmpla ceva. V-ați rugat pentru mine. Dumnezeu a întins mâna și s-a atins de fetița mea. Am în viață oameni la care pot să apelez. Când îmi este greu, nu mă gândesc ce doctor cunosc. Când îmi este greu, nu mă întreb ce avocat cunosc. Când îmi este greu, nu mă întreb ce inspector bancar cunosc. Când îmi este greu, mă gândesc la prietenii lui Dumnezeu și să le pot spune, rugați-vă și pentru mine că sunt în necazuri. Ce prietenii ai? Așa va fi direcția vieții tale. Uitați-vă bine, pentru că prietenii noștri definesc viața noastră. David era prieten cu Ionatan. Și zice, Davide, am auzit că tata vrea să te omoare. Tu să nu mai stai pe la palat, că-ți pierzi viața, știu eu, zice. Și David s-a uitat și a zis, prietene, Ionatan, așa se întâmplă, da. Și atunci ce a făcut David? A plecat. Prietenia lui David l-a scăpat de uciderea pe care o plănuia Saul. Au stat și au pus un semn, dacă voi veni, zice el, atunci să știi că e pericol mare, du-te și să nu te mai uiți înapoi. Și când a apărut Ionatan, a știut David că această prietenie i-a scăpat viața. Sigur putem spune, Dumnezeu a făcut-o, da, dar Dumnezeu a făcut-o prin cineva, printr-un prieten. Mărire lui Iisus Hristos. Suntem puternici și de multe ori viața noastră este scăpată în felul acesta. N-am să uit. Un lucru care mi-a marcat viața. Într-o dimineață a venit cineva la mine, cam pe la 7 dimineața. Eram într-o perioadă a vieții mele când căutam un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și am stat frământându-mă și plângând în rugăciune până la miezul nopții. Chiar am știut că mă gândeam după ce am terminat, zic, a trecut de miezul nopții și mâine mă trezesc de vreme. M-am rugat și am zis, nu știu de ce nu-mi vorbești. Nu știu de ce taci, am spus lui Dumnezeu. Știți care era frământarea mea? Mă rugam lui Dumnezeu și am zis, sunt aproape de vreo 6 luni întors la tine și nu mi-ai dat nimic de făcut. Mă frământa inima și mă durea că Dumnezeu nu mi-a dat nimic să fac pentru El. Și rugam în fiecare zi, dă-mi să fac ceva. Dacă avea pantofi, ți-ar strui pantofii. Aș face orice, dau cu teu, strâng, fac ce vrei tu. Dă-mi ceva să fac pentru tine ca să știu că sunt iubit de tine. Mă certam uneori cu Dumnezeu și spuneam, dar cât de bogat ești tu în oameni, că mă ții așa ca și cum n-aș fi important înaintea ta. Că eu știu că ai nevoie de oricine. Atât m-am certat cu Dumnezeu în seara aceea, la ora 7 dimineața, sună la ușă un băiat de 16 ani. Când îl văd, zic, ce vrei, Nicu? Mi te-a arătat Dumnezeu aseară în rugăciune, la miezul nopții. Și iată ce spune Dumnezeu cu privire la cererea ta. Tot ce m-am rugat în secret, Dumnezeu i-a spus lui. Și apoi a venit să-mi spună din partea Domnului răspunsul. Și în momentul acela viața mea a cunoscut o altă cadență. Și am știut că prietenii te vor duce spre viață sau prietenii te vor duce spre moarte. Prietenia pe care o ai îți va înrăuri până la urmă obiceiurile, felul de a fi, felul de a gândi, te va amprenta. Mai devreme sau mai târziu. Ați auzit de Roboam? Ați auzit de Roboam, nu? Când a venit rege. Sunteți atenți? Da? Faceți așa, mulțumesc. Când Roboam a ajuns rege, a venit o delegație de bătrâni și a zis, ușurează jugul, că nu se mai poate. Tatăl tău a luat de multe biruri, taxe, nu mai putem. Zice, dacă vei ușura jugul, te vor iubi oamenii. Au venit bătrânii și au spus, ascultă de sfatul nostru că suntem prieteni și îți vrem binele. S-a uitat Roboam și a zis, veniți peste câteva zile. S-a dus unde? La prietenii lui. Și a zis, ce să fac? I-a întrebat pe el. Pune scorpionul pe ei, zice, bate-i mai tare decât i-a bătut tatăl tău. Și când s-a întors, cu insolență, cu impertinență, le-a dat acest răspuns. Și ce s-a întâmplat? A ajuns un fel de cerșetor, pentru că imediat s-a rupt împărăția. Cu el, de numele lui, s-a legat ruptura împărăției. 10 seminții, 2 seminții, s-au separat regatele între ele. Din ce pricină?
Din pricina faptului că asculta de glasul unor prieteni care l-au tras spre rău și nu spre bine. Cât de simplu pare în viață, dar o să vedeți cât de mult vă influențează prietenii. Pentru că dacă ești prieten cu cine trebuie, viața ta va merge într-o direcție bună. De aceea vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze să fiți prieteni cu oameni care îl iubesc pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze să fiți prieteni cu oameni care au valori înalte. Oameni care se uită spre cerul lui Dumnezeu și spun, într-o zi le vom lăsa toate pe pământ, mai faceți și pentru sufletul vostru. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea această putere. Amin. Apoi, dragii mei, vreau să vă spun un al doilea lucru. Prieteni cât mai mulți înseamnă cât mai bine. Cu cât mai mulți prieteni, cu atât mai bine. Dar prieteni din aceștia, câțiva, vreo doi, au zis, noi zice, prea multe n-avem să-i dăm Domnului, dar avem o pereche zdravănă de picioare. Alergăm noi la Lida, că avem picioare puternice. Zice, nu lăsa pe nimeni pe altcineva, că noi o să ne ducem imediat, că avem picioare puternice. În prieteniile pe care Domnul le-a făcut, nu toți suntem la fel. Unii au o pereche de picioare puternice și pot să alerge pentru Domnul Dumnezeu. S-au dus și i-au spus lui Petru în grabă, zice, să vii, zice, că te cheamă, pentru că a murit Tabita și picioarele acelea au slujit pentru Domnul Dumnezeu. Și i-au spus, nu au insistat, au zis, nu pregeta să vii. Prietenii noștri și diversitatea prietenilor noastre și câți mai mulți prieteni înseamnă cu cât mai bine. Au alergat, s-au dus, au înștiințat, au vorbit. Unii dintre ei au fost gură pentru ceilalți, pentru că au zis, vino, și Petru a venit. Alții dintre ei, mai slabi, au fost acolo sus, în cameră, văduvele, au fost acolo femeile mai în vârstă, săracii, stăteau cu hăinuțele în mână și plângeau. O să zic, mă, ce-i trebuie lui Dumnezeu creștin din ăștia? O, dragii mei, nu judecați. Lacrimile vărsate uneori în rugăciune sunt la fel de importante ca picioarele care aleargă. Să credeți lucrul ăsta. Să credeți lucrul ăsta. E foarte important în viață să poți la un moment dat să stai în rugăciune și să verși lacrimi pentru aproapele tău. Era un adolescent care îi spunea mamei sale, mamă, nu te înțeleg, zice. Tu ai o relație cu tata nu foarte bună, că tata nu este un om credincios. Și tu ești atât de puternică, atât de multe lucruri rele îți spune tata și tu ești o femeie puternică, nu te-am văzut niciodată plângând, nu te-am văzut niciodată. Ori de câte ori tata te înțeapă și spune lucruri rele, tu deci ești dârză, ești puternică și ești o femeie rezistentă, dar nu te înțeleg, zice, pentru că ori de câte ori vii la biserică, zice, mi-e și rușine să vin cu tine la biserică, ori de câte ori vii la biserică, plângi. Nu te înțeleg, zice, acasă cu tata, cu ești rezistentă, nu? Și aici la biserică, ori de câte ori vii, plângi, plângi, mi-e și rușine că se uită prietenii mei la mine, chiar plânge mama ta. Mama s-a uitat spre el și a zis, ascultă-mă, eu plâng la biserică pentru că singurul care îmi face bine este Dumnezeu. Plâng pentru că singurul care mă iubește este Dumnezeu. Ne uităm uneori și spunem, ce slabi sunt oamenii aceștia, uite, varsă lacrimi, dar nu, să verse lacrimi, un lucru slab e să spui, singurul care mă iubește este Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Vedeți, iubiții Domnului, prieteniile în Domnul și prietenii credincioși sunt oameni speciali. Ați vă spun un lucru, noi avem un soi de credință care este dincolo de limita înțelegerii lucrurilor normale. Când a venit Petru, s-a uitat la Tabita, care era moartă, intrase probabil în rigoris mortis și a zis, păi ce să mai facem acum că a murit? Dacă a murit, înmormântați-o. Prietenii lui Iisus nu văd lucrurile în felul acesta. Ei zic, avem un Dumnezeu care poate totul în noi toți. Cei mai mulți prieteni ai tăi dau din umeri. Ce să-ți fac? Dacă veneai atunci când trebuia, dacă veneai cu o lună, un an, păi mulțumesc, dacă eram deștept, n-ajungeam aici. Nu mă ajută cu nimic sfatul ăsta. Dar oamenii care cred în Dumnezeu, dacă ai prieteni care cred în Dumnezeu, în pofida oricărei realități, ei luptă, slăvit să fie Dumnezeu. Nu se uită la lucrurile care se văd, ci se uită la lucrurile care nu se văd. Prietenii, știți, există o diferență între prieteni și asociați. Că și asociați este un fel de prieten, dar de business. Știți care e diferența între prieteni și asociați? Asociații îți rămân prieteni câtă vreme ești pe plus, tragi linie la sfârșit de an, profit, gata, te iubesc, ești prietenul meu cel mai bun.
Dar în momentul în care vorbim despre prieteni, tragi linie, 31 decembrie, sunt pe minus. Te iau în brațe, te strâng și spun, nu-i nimic, anul viitor va fi mai bine. E diferență între prieteni și asociați. E diferență între prietenii care îi ai și văd lucrurile într-un mod obișnuit și prietenii pe care ai și văd lucrurile într-un mod excepțional. Dacă ai prieteni care cred în Domnul Dumnezeu, nu vor vedea rigoris mortis, nici paloarea unei boli, ci vor vedea pe Dumnezeul care va lucra și va da viață, mărire lui Dumnezeu. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, o să vă bat la cap în seara asta până veți înțelege, să vă înconjurați de prieteni curați, să vă înconjurați de prieteni sfinți. Ăia se uită la Dumnezeu și spun, pot totul în Hristos care mă întărește. Am un Dumnezeu care poate să facă orice. Lazar mor de 4 zile, s-a întors la viață. Pentru că Hristos i-a zis, Lazar, ieși afară. Marta și Maria au zis, nu mai e nimic de făcut. Dacă veneai la timp, Hristos a zis, nu e adevărat. Dacă crezi, lucrul ăsta se poate întâmpla. Să aveți prieteni lângă voi care să spună, poți și după 20 de ani să fii fericită cu soțul tău. Chiar dacă ai ajuns în această situație grea, să crezi că Dumnezeu te poate scoate. Rămâi credincioasă, Dumnezeu te poate vindeca. Dumnezeu poate să-ți dea ceea ce ai pierdut. Dumnezeu poate să înlocuiască. Dumnezeu poate să șteargă lacrimile. Dumnezeu poate să vindece durerea. Fiți prieteni cu oameni care se vă lege de Dumnezeu care poate totul în noi toți. Amin. Pentru că de cele mai multe ori de aia suntem deznădăjduiți, debusolați. Eu când mă întâlnesc cu cineva, fac tot ce îmi stă în putință când plec de acolo să zic că e mai bine, parcă mă simt mai încurajat. Era o femeie, o colegă a unei credincioase și a fost cu tremur. Și când a fost cu tremurul, se duce repede lângă credincioasă, că credincioasa stătea pe tocul ușii și se pune și ea lângă ea. La care îi spunea, ce faci, dragă? Stau lângă tine, zice, că tu ești credincioasă, ție nu o să scadă nimic în cap. Când e greu, recunoaștem valoarea oamenilor care cred în Domnul. Dar vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu așteptați un cutremur să vă împrieteniți cu oamenii credincioși, ci să vă puneți pe inimă în după amiaza aceasta, dă-mi, Doamne, putere să fiu prieten cu prietenii Tăi. Amin? Iubiții Domnului, să vezi în Hristos ceea ce nu vede omul obișnuit este un lucru foarte mare. Este un lucru pe care vi l-aș dori, să aveți prieteni care să spună, nu te da bătut, nu pune steagul jos. Am văzut filozofia învinșilor, am văzut filozofia oamenilor învinși pe pământul acesta și am văzut cum oamenii beau apă din aceeași cană a desnădejdii. Vreau să vă spun un lucru și să vă uitați bine la mine în ce vă spun eu acum. Eu cred că dacă Dumnezeu se îndură de România, România are viitor. Eu cred că dacă Dumnezeu se îndură de Arad, Aradul are viitor. Eu nu sunt desnădăjduit, eu nu sunt un om pesimist. Eu cred în Hristosul care poate izbăvi. Dacă Dumnezeu vrea, va fi hrană. Dacă Dumnezeu vrea, va fi pace. Noi trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Și noi ar trebui să ne ridicăm să spuneți, oameni buni, nu desnădăjduiți. Fiți cu inimă veselă. Nu va fi nicio pierdere afară de a corăbiei. Dumnezeul căruia îi slujesc mi-a vorbit și mi-a spus să vă spun, fiți pe pace. Așa ar trebui să ducem noi veștile, veștile care să încurajeze. Și ce ești tu? Creștin. Și ce mai zici tu? Of, de-aș muri odată, că m-am săturat de viață. Niște nenorociți, Doamne. Niște mafioți cu toți. Mă, omule, mă. Tu nu te-ai întâlnit cu Hristos, nu mai putea să vorbești în felul ăsta. Eu spun un singur lucru, eu cred în Dumnezeu care ne va da izbăvire. Cum necum vom mânca, am făcut-o și astăzi, o vom face și mâine. Cum necum Dumnezeu ne va ajuta într-un fel sau altul. Nu stau să mă gândesc acum ce și cum, dar cred că Dumnezeu ne va izbăvi. Și vreau să spun un lucru, există nădejde în Dumnezeu. Stați unii lângă alții și încurajați-vă. Slujba îmbărbătării trebuie să o avem toți. Slujba ridicării trebuie să o avem toți. Voi, oameni cu perii albi, întindeți o mână și spuneți, a meritat să trăim cu Hristos. Se poate să trăiești cu Hristos. Se poate să ajungi la o vârstă onorabilă, să te uiți în urmă și să spui, o cântare de mărire am în inimă mereu. Pentru că L-am cunoscut pe Iisus Hristos. Încurajați-vă unii pe alții și Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne dea izbândă. O femeie stătea și se ruga. Era săracă, nu mai avea absolut nimic, stătea îngenunchiată, fereastra deschisă și, Doamne, Tu știi că eu nu mai am nimic, zice ea.
ajută-mă și pe mine, dă-mi măcar pâinea cele toate zilele. Proprietarul clădirii unde avea ea închiriată camera a auzit-o de jos. Dar asta era un ateu. S-a dus și a luat două sacoșe cu mâncare și a venit la ușă, a bătut la ușă, ea i-a deschis. Zice, ți-am adus mâncare. La care ea spune, slăvit să fie Domnul. S-a nervat, zice, ce slăvit să fie Domnul, mă, femeie? Zice, eu te-am auzit când te rugai cu fereastra deschisă, că nu mai ai pâine. Eu m-am dus și ți-am cumpărat mâncare, zice, nu Domnul. Nu slăvit să fie Domnul, că eu am cheltuit din banii mei, zice el. La care ea spune cu ochii spre cer, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, măcar că l-ai folosit pe Satana. Să nu vă lăsați înșelați niciodată, căci orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. Nu vă lăsați înșelați niciodată. Să știți că în seara aceasta ați ajuns aici prin îndurarea lui Dumnezeu. În seara aceasta picioarele v-au ajutat să ajungeți aici prin îndurarea lui Dumnezeu. Și tot ce facem în viața noastră este prin îndurarea lui Dumnezeu. Nu vă lăsați înșelați. Nu omul, ci Dumnezeu este acela care ne dă izbândă. Amin. O să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru, dragii mei. Vine Petru, se duce în odaia de sus și Petru începe să facă anumite lucruri și în această seară vreau să închid spunându-vă următorul lucru. Mai devreme sau mai târziu în viața voastră veți avea și voi încercări și greutăți. Vă veți uita în jur și veți spune, Doamne, cine ar putea să mă ajute în împrejurarea aceasta? Și veți vrea să aveți lângă voi un Petru. Nu spuneți că n-ați dori să aveți lângă voi măcar un Petru. Dar dacă nu este un Petru, măcar vreo 15-20 de ai noștri, fac cât un Petru. Și atunci să ai câți mai mulți ca să poți să primești și tu un ajutor în viață. A venit Petru și la un moment dat s-a uitat Petru, plângeau, se boceau acolo, se tânguiau. Și la un moment dat Petru zice... voi ăștia care plângeți, voi ăștia care bociți, vă rog frumos, respectuos, vă rog, ieșiți afară. Dar cum, zice, dar de ce ne dai tu afară? Dar de ce faci tu în felul ăsta? A zis, eu nu pot lucra în prezența unor creștini deprimați, că mă deprimă. Va trebui să ștergi lacrimile de pe obraz și să spui, merg cu Dumnezeu înainte. Nu să zici să-ți plângi de mine toată ziua. Nu va trebui să stai toată ziua să spui, eu plâng, ce faci? Plâng. Și ce mai? Plâng. Și eu plâng. Nu poți stai toată ziua să plângi. A trebuit să te ridici să spui, Doamne ajută-mi, Doamne învață-mă, trebuie să fac ceva cu viața mea. Primul lucru pe care l-a făcut Hristos a zis, să-i scoatem afară pe ăștia care plâng. Da? Vă spun o întrebare, de unde învățase Petru lucrul ăsta? Zice, eu am mers în timpul vieții mele cu cineva, cu prietenul meu. Prietenul meu este Iisus Hristos. Și zice, odată a venit un fruntaș al legii și mi-a zis, fica mea trage să moară, rogu-te, zice, vino la ea. Era Iair. Când au ajuns în curte, i-au zis, nu mai deranja pe învățătorul, pentru că toți oamenii aceia spuneau, a murit fica ta. Și au zis, nu mai îl deranja, este inutil, este prea târziu. La care Petru a zis în felul următor, Iisus Hristos m-a învățat să-i las pe toți ceilalți deoparte, pe toți aceia care văd numai lucrurile rele și să intru, zice, împreună numai cu aceia care iubesc și au credință. Și Domnul Iisus Hristos a luat pe Petru, pe Ioan, pe Iacov, pe mama și pe tata și au făcut o echipă. O echipă de oameni care iubeau pe fata aceea care muriseră și o echipă de oameni care credeau. Pentru că în viață va trebui să te înconjori de oameni puternici, va trebui să te înconjori de oameni care cred, de oameni care se roagă, de oameni care postesc, de oameni care citesc Biblia, de oameni care să știe în cine s-au încrezut ei. Și a zis Petru, zice, voi, zice, să vă retrage, zice, pentru că pe mine asta m-a învățat Iisus. Ce facem în viață? Cum reacționăm în viață? Cine ne învață să reacționăm în viață? Care va fi atitudinea noastră pe care vom avea în viață în fața necazurilor? Ce vom face când va veni încercarea? Vom face ce am învățat de la prietenul nostru, Iisus Hristos. Și asta va trebui să știi în viață. Să faci ce a făcut prietenul lui Petru, Iisus Hristos. După care Petru, după ce i-a scos afară, spune Biblia că a îngenunchiat. Dar de ce îngenunchiezi tu, Petru? Zice, în tot timpul cât am stat cu prietenul meu, Iisus Hristos,
În fiecare zi și în fiecare noapte l-am văzut în genunchiind. N-a fost zi să nu se roage lui Dumnezeu. N-a fost zi să nu îngenuncheze. Hai la pescuit, e bun și pescuitul. Dar dacă prietenul tău nu te învață să îngenunchezi, întreabă-te ce fel de prieten ești. Ce fel de prieten ai. Dacă prietenul tău nu te învață să te rogi, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, alea nu-s prietenii. Haideți să vă spun un lucru dureros. Am un cuplu de prieteni, o tânără și un tânăr. Cel puțin la el țin foarte mult, ca la ochii din cap. La un moment dat au venit la mine și mi-au mărturisit că au alunecat. Am stat și parcă am simțit că mi s-a frânt inima, la care el îmi spune la sfârșit așa, zice, sper că nu vom fi mai puțin prieteni decât am fost până acum. Am uitat la el și i-am spus următorul lucru, n-am să-ți refuz niciun ajutor și am să mă rog pentru tine, dar aș vrea să spun adevărul, nu pot fi prieten decât cu aceia care sunt prieteni cu Iisus. Nu poți fi prieten decât cu aceia care îl iubesc pe Iisus. Dacă eu văd minciună la tine și nu o spun, eu nu sunt prieten. Dacă nu te învăț să îngenunchezi când ți-este greu, eu nu sunt prieten. Dacă nu spun adevărul în dragoste, eu nu sunt prieten. Asta nu e prietenie, ci este o slăbiciune. Asta nu este prietenie, ci este o lipsă de prietenie. Să învățați, iubiții Domnului, să vă învățați unii pe alții să îngenunchiați. Să vă învățați unii pe alții, dacă vei scumpă viața prietenilor voștri, spuneți-le așa, roagă-te, îngenunchează înaintea lui Dumnezeu, răspunsul vine de aici, din rugăciune. Învățați-vă unii pe alții să vă rugați, învățați-vă unii pe alții să îngenunchiați. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos, în grădina Ghețimani, a îngenunchiat și sunt acolo prăbușit. Probabil că Petru s-a uitat și a zis, n-am făcut lucrul ăsta atunci când Iisus Hristos era în grădină, ar fi trebuit să îngenunchez alături de El. Zice, nu-i nimic, o fac acum. Și cât o să mai trăiesc pe pământul acesta, nu o să mai ratez îngenunchierea. Deja mă arde sufletul la amintirea faptului că n-am îngenunchiat la timpul potrivit. Prieteni buni, voi sunteți atenți la ce vă spun eu acum. Știți de unde vin necazurile noastre? De la faptul că atunci când ar fi trebuit să îngenunchem, am stat în picioare dârși. De la faptul că n-am fost oameni înțelepți să veghem la timp și ne-a răpus cel rău de multe ori și ne-a spart protecția și autoritatea celui rău ca o umbră s-a răsfrânt în viața noastră. De a fi îngenunchiat la vreme, ne ferea Dumnezeu de multe rele. Multe lacrimi care sunt pe obrazul nostru sunt fiindcă în loc să-L avem prieten pe acela care ne învață să îngenunchem, am avut prieteni care ne-au spus, stați drepți ca brazi, n-am de ce. Viața mea nu poate să fie altfel decât o viață îngenunchiată. Cine nu îngenunchează, mai devreme sau mai târziu va fi doborât. De aceea dacă aveți prieteni, de aceea dacă sunteți prieteni, de aceea dacă vreți să fiți prieteni, învățați-vă unii pe alții să vă rugați. Ajută-ne, Doamne! Spune Biblia, dragii mei, că la un moment dat Petru i-a zis Tabitei în felul următor. Tabita zice, scoală-te! Dar de unde ai învățat tu, Petru, să-i spui Tabita, scoală-te? Pentru că într-o vreme, zice, când eram în fața fiicei lui Iair, Domnul Iisus Hristos a zis, Talita cumi, fetițo, scoală-te, îți zic. Și prietenul meu, Iisus Hristos, m-a învățat ce să rostesc și m-a învățat ce să spun și când să o spun. Și eu nu fac mai mult decât m-a învățat pe mine prietenul meu. Dacă el a zis fiicei lui Iair, Talita cumi, spun și eu, Tabita, scoală-te, pentru că nu mai vorbesc altceva decât mi-a spus Iisus Hristos să vorbesc. Nu mai îmi găsesc plăcere să discut despre lucruri neesențiale. Nu mai îmi găsesc plăcere să vorbesc despre lucruri slabe. Vorbirea noastră să fie dreasă cu sare. Fiecare cuvânt să fie plin de sevă. Fiecare cuvânt să fie un cuvânt duhovnicesc. Dacă
ați găsit pe Iisus Hristos și vă este prieten, dacă sunteți prieteni cu prietenii lui Iisus Hristos, nu veți vorbi ce nu trebuie, nu ne vor ieși pe buze cuvinte fără de sens, ci fiecare cuvânt va fi prețios, va avea greutate, va fi un cuvânt cu înțeles, un cuvânt care aduce viață, ajută-ne Iisuse Hristoase! Nu trebuie să-ți spun dacă ești prieten cu Iisus Hristos. Nu trebuie să am un dar aparte să văd dacă ești prieten cu Iisus Hristos. Pentru că până și vorbirea atât de gol cine ești tu. Deci gol. Dacă nu l-ai cunoscut pe Iisus Hristos, o să-ți placă miștourile și glumele și faci din ceea ce ești tu. Pentru că vorbele noastre ne reprezintă. Și vă rog în această după-amiază, fiți prieteni cu prietenii lui Iisus. Fiți prieteni cu Iisus Hristos, pentru că vorbirea noastră este importantă. Stăteam de vorbă cu situații, m-am întâlnit cu situații în viață, mame sau părinți care erau supărați și au zis, nu știu de ce, pastore, la noi în casă, zice, nimic nu este bine, la noi în casă totul este cu susul în jos, nimic nu merge bine. Și oameni care nu l-au cunoscut neapărat pe Dumnezeu, dar care au căutat o soluție și a venit copilul, nu și-a răsturnat și numai ce a zis mama, lua-te iar cel rău și i-a mai zis soțului, du-te la nu știu unde. Și a zis, mă, femeie, dacă tu îi trimiți la satana, atunci de ce te miri că satana e la tine acasă? Binecuvântați-vă că la aceasta ați fost chemați, să vă binecuvântați unii pe alții. Nu lăsați pe cel rău să vină în viața voastră, pentru că atunci când spui, Doamne, mai bine aș muri, îi dai o mână de ajutor celui rău. Pentru că Dumnezeu nu ia de pe pământul ăsta învinși. Raiul nu este o evadare, raiul este premiul lui Dumnezeu pentru cel credincios. Cuvântul nostru pe care îl rostim ne spune cine stă în spatele nostru. Dacă e Hristos în spatele nostru, cuvintele noastre vor fi cuvintele Lui. Nu știu, zice Petru, să vorbesc altceva decât a vorbit acela care mi-e prieten. Dacă el a zis, Talita, cumi, și eu voi spune, fetițo, voi spune, Tabita, scoală-te, pentru că nu știu să spun alte vorbe. Nu știu să vorbesc lucruri care sunt rele. Nu știu să fac lucruri care sunt îndoielnice. Cuvintele mele sunt cuvintele lui. Pentru că izvorul e al lui. Iubiții Domnului, ascultați-mă în numele Domnului Iisus. Când copiii voștri încep să vorbească un limbaj care vă sperie, deja să știți că prietenii lor nu sunt prietenii lui Iisus. Când copilul vă va veni acasă și va începe să vorbească lucruri care o să vă deranjeze, o să vă doară, să știți deja că și-au schimbat prietenii, băgați bine de seamă. Mă întâlnesc cu oameni și în 2-3 minute de vorbire, deja îmi dau seama pe cine are el prieten. Cum vorbește Iisus Hristos? În dodi? Face Domnul Iisus Hristos tot felul de aprecieri din acestea? Ce să mai spunem? Hristos când vorbește, inima ta trăiește și vine la viață. Fiecare cuvânt e plin de putere. Ce faci, Petru? Vorbesc. Ce vorbești? Ce m-a învățat prietenul meu, Iisus. Iubiții Domnului, spune Biblia că după ce i-a spus Tabita, scoală-te, zice că a întins mâna, a prins-o ca să o ridice. Petru, de unde ai învățat tu să întinzi mâna, să prinzi și să ridici pe cel ce nu poate? O, zice el, am prins o seară, zice, grea, era o furtună mare, am vâslit și credeam că vom muri, zice. Și undeva pe la ceasul al treilea din dimineață, pe ape a venit Iisus Hristos, prietenul meu, la mine. Și umbla pe ape. Când l-am văzut, am zis, dacă tu ești Hristosul, zice, dacă tu ești Hristosul, poruncește-mi să vin la tine. Și l-a zis, îți poruncesc, vină la mine. Și am coborât din barcă. Deci a coborât din barcă, Petru. Și a mers pe ape. S-a dus spre prietenul lui Iisus. Dar la un moment dat, zice, m-am uitat de jur împrejur și m-am pierdut cu firea, pentru că valurile mari, și am început să cobor. Și atunci am ridicat mâna, am întins-o spre el și am zis, Hristoase, scapă-mă. Și Hristos m-a apucat de mână și m-a tras și m-a scăpat. Și împreună cu el m-am întors în barcă. Pe cum adică creștin și cu mâinile în buzunar? Creștin cu degetul arătător spre celălalt? Dacă prietenul tău este Hristos, mâinile tale vor ridica pe cei căzuți. Mâinile tale se vor ridica curate, fără mânie, înaintea lui Dumnezeu. Mâinile tale vor fi porți și punți
pe care să pășească săracii lumii acesteia. Mi-a dat Dumnezeu două perechi de mâini să-L laud, slăvit să fie Dumnezeu. Ce m-a învățat prietenul meu Hristos, aceea voi face și eu. Mă bucur din toată inima, atât de mult mă bucur că pot să trec din viața aceasta știind că sunt copii care au crescut mâncând o pâine dată de Dumnezeu, că au devenit tineri și apoi au primit pe Domnul Iisus și s-au căsătorit și trăiesc astăzi spunând mulțumesc, Doamne, cândva am întâlnit un prieten de-a lui Iisus Hristos și mi-a schimbat viața, pentru că atunci când Hristos ți-a întins mâna, te-a învățat să faci la fel și va trebui să înțelegem că aceasta înseamnă prietenia cu Hristos. Întindeți mâna celui ce se clatină, apucați-l pe cel ce a căzut și ridicați-l de acolo din praf și spuneți-i mergi înainte cu Hristos și țineți-l pe Iisus Hristos cu voi. Au luat cei patru pe paralitic și au zis, credința înseamnă uneori să ai bătături în palmă. Și l-au purtat pe rogojina aceea și l-au dus la Domnul Iisus Hristos și nu i-au dat drumul decât în momentul în care a mers pe picioarele lui. Și au zis, dacă e nevoie, rămânem aici lângă el până când va merge el pe picioarele lui. Pentru că mâinile tale trebuie să fie mâinile lui Iisus, pentru că Iisus i-a întins mâna și tu va trebui să întinzi mâna altuia. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Iubiții Domnului, vreau în această seară să vă spun un lucru. Mă gândeam să nu vi-l spun, dar voi v-ați ruga pentru mine, poate că unii îl știți, poate că alții nu îl știți. Dar vreau să vă spun lucru care acum, în momentul ăsta, îmi străbate inima. V-ați ruga pentru mine când am trecut prin greutăți. Mi-am pus și eu întrebări, dar răspunsul meu a fost totdeauna, Hristoase Iisuse, Tu știi totul. Când mi s-a spus că fiica mea va trebui să suporte acea operație destul de grea, vă spun că tot ce am făcut a fost să alerg la rugăciune și nu numai. Am alergat la toți prietenii pe care i-am cunoscut să se roage. Unul dintre lucrurile pentru care m-am rugat lui Dumnezeu a fost ca Dumnezeu să îngăduie că acolo în spital unde este ea, să dea peste oameni buni. Contează cine îți face anestezia. Contează cine este asistenta care se contează pe medicul chirurg. Și m-a rugat și am spus, Hristoase, Tu ești un Dumnezeu care le știi pe toate. Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, du acolo lângă ea niște oameni buni. Domnul profesor universitar nu era un om credincios, cum știm noi, dar un om cu frică de Dumnezeu. Dar am zis, Doamne, aș vrea să fie lângă ea un copil de-al Tău, Tu care ești un Dumnezeu bogat, ai putea să o faci. Când ne-am dus la spital, spre surpriza noastră, s-a planificat operația. În ziua în care a fost operația, asistenta medicală care a fost planificată era o credincioasă din Biserica Sebastian din București. I-am zis lui Dumnezeu că îi mulțumesc, așa un favor. Să știi că acolo este o femeie care în timp ce îți operează copilul profesorului, ea spune, Doamne ajută-o. Să știi că acolo ai un om care să poată să-ți dea un telefon sau un mesaj să spună lucrurile decurg bine. Contează să ai un prieten acolo unde trebuie, la ceasul când trebuie. Femeia aceasta, Dana, care a fost asistentă medicală, are și o poveste. Într-o zi, pe 8 mai, tot de ziua mea, mă duceam pentru că m-au chemat la organizație, că mi-au luat un tort să mă sărbătorească. Și în timp ce mă grăbeam să mănânc, mă și vedeam mâncând tort, primesc un telefon de la un prieten de-al meu pe nume Nicu și îmi spune, frate Florin, zice, plângea, zice, băiatul meu a alunecat în baie. Alexandru, 15 ani, s-a lovit cu capul de ceva în baie, e în comă. Zice, ai putea să vii la Nicolae Grigorescu să te rogi pentru el? Când m-am uitat, eram exact în dreptul spitalului. Și am zis, am intrat în parcare și m-am dus. El era la terapie intensivă, la ora 2 am ajuns la spital. Nu ni s-a dat voie să mergem, pentru că nu puteam, erau niște proceduri medicale de urgență și n-aveam voie. Până la 6 am stat și ne-am rugat. Țin minte că m-am uitat prin fereastra spitalului și așa m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, fă o minune. Doamne, ajută-l pe Alexandru să rămână în viață. Fă din copilul ăsta o mărturie a numelui Tău. Erau prietenii mei, prieteni credincioși, oameni
Toți suntem prieteni când ai un necaz, mai mult ca oricând. La ora 6 l-au scos pe Alexandru, era pe un pat, era legat în chinci pentru că era în convulsii. Avea pustule de puroi care îi rupseseră pe tot corpul și pe față. Se zbătea spasmodic în chinci, la acelea s-au dus să-i facă nu știu procedură de urgență. Când l-a văzut mama lui, a leșinat, că a trecut pe lângă noi pe hol. Am stat până la ora 12 noaptea și m-am rugat continuu. O să spui, ce te poți ruga în aceste împrejurări? Am zis, Doamne, Tu ești un Dumnezeu care poți schimba orice. Cât pâlpâie încă o viață în copilul acestui, o stau aici și lupt pentru viața lui. M-am rugat și undeva pe la 12 jumătate am zis, plecăm noi acasă și venim mâine dimineață să vă schimbăm pe voi. M-am dus acasă. Eu am o casă la curte, o casă mică. Când am intrat în curte, am simțit că undeva în spatele meu merge cineva. M-am uitat și nu era nimeni. Am zis că poate datorită oboselii am acest sentiment. Am intrat în casă și m-am așezat pe pat și m-a apucat o desnădejde cum rare ori am avut în viață. Am zis, Alexandru moare. Dacă Dumnezeu nu ne-a răspuns până acum, înseamnă că Alexandru moare. Și deodată am realizat ceea ce n-am realizat până atunci, că pe urmele mele stătea cel rău. Venise cu mine, venise în spatele meu să mă doboare. M-am așezat în genunchi și am spus, în numele lui Iisus Hristos în care eu cred, te mustru, Satana. Tu n-ai ce să cauți în casa mea, tu să pleci afară. Băiatul ăsta Dumnezeu îl va vindeca. Băiatul ăsta va trăi să mărturisească că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Și am spus, cred în Iisus Hristos că El va binecuvânta acest copil. M-am culcat și dimineața m-am dus la Comisia de Protecție a Copilului. Acolo sunt membru și avem în fiecare săptămână o întâlnire. Sunt reprezentanți de peste tot, poliția, un psihiatru. M-am întâlnit cu domnul doctor psihiatru, m-a văzut mai abătut și a zis, domnul avocat, zice, ce aveți? Și am povestit despre Alexandru, la care dânsul spune, haideți cu mine până la spital să-i facem un examen, un fund de ochi se numește, pune să vadă dacă sunt semne vitale. Și a zis că mergem împreună. Și la ora 9 am plecat spre spital. Am intrat cu domnul doctor, pentru că nu-mi dădea voie să intru eu, mi-a dat papuci, halat, am intrat. M-am apropiat de Alexandru cu domnul doctor să-i facă acea examinare, să vadă dacă sunt semne, reacții vitale. Și Alexandru a deschis ochii și mi-a zis, pacea Domnului. M-am apropiat de patul lui și am zis, cum, tu știi cine ești? Da, frate Florin, sigur că vă cunosc. A deschis ochii. La două zile juca șah. Peste încă două zile a fost externat. Anul acesta termină medicina. E un băiat cât bradul de înalt, frumos. Trăiește ca să mărturisească că Iisus Hristos este viu. Acum ascultați. Mătușa lui este asistenta medicală care a stat lângă fetița mea. Mama lui Alexandru, Lenuța, are o soră, pe Dana. Și Dana a fost asistenta fetiței mele. Când au deschis-o, mi-a dat mesaj. A început operația. M-am așezat în genunchi și m-am rugat. Dar după o oră și 10 minute îmi dă mesaj. Operația, zice, se încheie. Diagnosticul nu s-a confirmat așa cum au fost analizele. Zice, numai jos au intervenit. N-au intervenit vreodată coloana. Și atunci am dat slavă lui Iisus Hristos. Că în salon a fost un prieten de-a lui Iisus. Dacă să ai prieten de-a lui Iisus, tu trebuie să fii prieten cu Iisus. Slăvit să fie Domnul. Binecuvântarea vieții noastre este că Dumnezeu zice, pe lângă greutăți și necazuri, vă dau 100 de prieteni mai mult. Vă dau oameni care să stea lângă voi. Suntem bogați, nu gândiți că suntem săraci. Dumnezeul nostru într-o zi ne va răsplăti pentru alergarea noastră. Am prieteni în seara asta care au trecut prin greutăți, prin necazuri. Am prieteni care au trecut prin operații grele. Am stat și ne-am rugat. Sunt aici prezenți în această seară. Ei știu și eu știu. Și sunt bogat și privilegiat să pot face așa ceva pentru copiii lui Dumnezeu. În această seară asta vă cer. Să vă întoarceți unii spre alții. Asta este dorința inimii mele. Să fiți prieteni voi cei ce sunteți al lui Iisus. Și vom fi o familie puternică. Să trecem dincolo de deosebirile care ne-au însingurat. Și să putem spune, vreau să fiu prieten cu prietenii lui Iisus.
Să ieși din cercul de oameni pe care i-ai și-o tras în jos. Să părăsești prietenile străine care sunt în viața ta și să te împrietenești cu cine trebuie. Prietenii lui Iisus te vor învăța să iubești soția, să-ți iubești soțul, să-ți iubești copiii. Prietenii lui Iisus te vor învăța să îngenunchezi, nu să umbli mândru și semeți. Copiii lui Dumnezeu, prietenii lui Dumnezeu te vor învăța să-ți fie drag cerul. Să nu te prinzi în lasurile pământului acestuia. Să nu fii un om cu vicleșug, ci cu cinste. Când ai prieteni de ai lui Iisus, viața ta este o viață diferită. Ce faci, Petru? Ce a făcut prietenul meu Iisus? Le-a dat-o vie. Luați-o, zice, și aveți grijă de ea. Au îmbrățișat-o repede și au spus: Tabita, ce bine că ai înviat, că n-a apucat să-mi spun cât de mult te-am iubit. Bine că mi-a dat Dumnezeu o șansă să te mai țin în brațe. Cât încă aveți viață în voi, fiți prieteni între voi. Fiți voi prieteni lui Iisus, prieteni între voi. Vreau în seara aceasta o singură rugăciune să facem. Dă-ne, Doamne, din nou harul să ne privim unii spre alții. Dă-ne harul, Doamne, să știm că noi ai investit totul. Dă-ne harul, Doamne, să iubim pe prietenii lui Iisus. Dă-ne harul să fim prietenii lui Iisus. Că tot ce avem până la urmă sunt prietenii lui Iisus. Știți că este un zvon, nu e un zvon. Dacă Dumnezeu ajută, devine o realitate. Într-un timp oarecare e posibil să mă mut la Arad. Dumneavoastră spuneți amin. Alții nu. Nu, eu vă spun că dumneavoastră spuneți, alții nu spun așa. Dar am să vă spun ce a contat. Prietenii pe care i-am. Prietenii pe care i-am s-au lipit de inima mea. Prietenii întotdeauna te vor duce pe un drum. Prietenii lui Iisus te vor duce pe drumul lui Iisus. Prietenii lumii acesteia te vor duce pe drumul lumii acesteia. Fiți prieteni. Fiți prieteni cu Iisus. Iisus al meu, prieten scump, din zorii tine cu tine eu călătoresc, în
dumneavoastră. Știu că fiecare casă are obiceiurile ei. Dar există un lucru care totdeauna l-am făcut cu bucurie. Acela de mă ruga cu oamenii care au nevoie. În seara aceasta n-am să plec de aici, de la biserica din Șega, până când n-am să-ți spun așa, de n-ai pe nimeni și ești la capăt de drum, să vii aici în față, că eu o să stau cu tine să mă rog. Eu știu ce înseamnă lacrimile și durerea. Și dacă n-ai pe nimeni în această seară, eu cu tine vom fi doi și Hristos cu noi. Poate că sunt oameni în această seară, poate că spui, Doamne, mă simt abandonat, mă simt vlăguit și lipsit de putere. Simt că am alunecat în hățișul unor relații din care nu mai ies, te-am pierdut pe tine, nu mai am busolă, parcă nici inima mea nu mai bate așa cum bătea odinioară. Aș vrea să fie seara aceasta o seară a iertării unii față de alții și mai ales față de Dumnezeu. Cine trebuie în seara asta să-și ceară iertare pentru păcate, să o fac. Facem aici un altar al rugăciunii. Nu m-am sfătuit cu gelul, dar simt că este în asentiment cu mine. Avea în seara aceasta aici să îngenunchem și să ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă n-a făcut-o nimeni pentru tine, o vom face împreună. Voi sta pentru tine înaintea Domnului și voi spune, așa cum au spus în atât alte împrejurări, fie-ți milă, Doamne. Pentru că asta fac prietenii lui Iisus, îngenunchează. Și împreună vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, ai milă de viața noastră. Pentru aceia care se află într-o situație limită, pentru aceia care poate au o durere pe care n-au cui să o împărtășească, sunt aici în seara asta. Dacă dumneavoastră sunteți grăbiți, plecați. E până la urmă fiecare cum vrea. Dar eu vreau să rămân cu oamenii care au nevoie de această prietenie în Domnul. Aș vrea să fac mai întâi, înaintea lui Dumnezeu, această invitație la altar. Dacă sufletul îți este cuprins de umbre, dacă înaintea lui Dumnezeu nu mai ai pace, fiindcă ai stricat relația cu Iisus, dacă ai o greutate care te apasă și te-a copleșit și n-ai cum să-ți spui, nu e Iisus în seara asta aici. Eu vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, sunteți prietenii lui Iisus? Deci o să vă pese de cei ce o să iasă în față. Nu o să stați grăbiți după ce v-ați luat porția de predică să plecați acasă. Nu înțeleg ce biserică este aceea care fuge din biserică în timp ce alții vin să prăbușesc aici plângând și spunând, Doamne, ai și milă de mine, că eu nu mai știu încotro să mă duc. Veți vrea să stăm în seara asta să-i secundăm în rugăciune. Dacă nu ți-e greu și dacă ai pâine pe masă și dacă ești sănătos și ai o familie bună, mulțumește lui Iisus Hristos și roagă-te. Dacă în seara aceasta sunt oameni care se prăbușesc înaintea lui Dumnezeu, noi vă zice, Doamne, binecuvântează și ajută-i. Aici va fi un altar al rugăciunii. Aici, pe altarul acesta rugăciunii, vom îngenunchea, nu biruitorii, ci oamenii care au nevoie de el. Aș vrea să continuăm această cântare. În timpul acesta, cei care știu că în inima lor au nevoie de sprijinul lui Iisus, vor veni aici, ne vom ruga. Dacă ești un om care l-a întristat, vin în seara asta și spune, iartă-mă, Doamne. Dacă ești un om care nu mai știi încotro să o iei, vină să capezi direcție de la el. Dacă în seara asta n-ai pe nimeni în viața ta, spune, Doamne, te vreau pe tine ca prieten, de aici până la sfârșitul vieții mele. Slăvit să fie Dumnezeu. Continuăm această cântare și fără nimic altceva în plus, eu vă aștept aici să ne rugăm, ca să putem să fim mai puternici cu Domnul. Binecuvântat să fie El!
Domnului. Nu-i bun Domnul? Dar noi și vina noastră când nu-L vedem, tot în sus ne uităm la Domnul. Dacă vrei să-L vezi pe Domnul, îi face bine să te uiți la Cel de lângă tine. Hristos în noi, nădejdea slavei. Să vă întindeți o mână, să vă binecuvântați, să răsiți un cuvânt de bine pentru Cel de lângă tine. Nu întâmplător ești acolo unde ești. Dumnezeu te-a așezat lângă cineva în seara asta. Uitându-vă unii la alții să spunem, mulțumesc Hristoase, că un pic din tine văd și eu în Cel de lângă noi. Binecuvântează, Doamne, coriștii.
Binecuvântează slujitorii bisericii acesteia. Binecuvântează, Doamne, credincioșii. Iubiții Domnului, îmi faceți un hatâr în seara asta. Așa cum cântați voi mai rar. Îmi place foarte mult cum cântați și de obicei nu prea laud, dar corul ăsta îmi place mult. Nu că e îmbrăcat în vișiniu, care e o culoare regală, ci pentru că sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu care cântă frumos. Aș vrea în încheiere, cel puțin în încheiere pentru mine, că Dumnezeu să mă ierte că l-am agitat pe Gelu, am dat peste cap toate socotelile, dar el este un om pocăit, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mi-a zis că a fost o dezbatere în biserică dacă se bage ceasul sau nu. Au câștigat păcătoșii că ați băgat ceasul. Aș vrea să cântăm o cântare să ne fie capital pentru săptămâna aceasta în care intrăm. Avem nevoie de muniție sfântă și avem nevoie de putere să biruim în zilele care vor veni. Am să vă spun, dragii mei, că nu câte pâini ai pe masă, nu în acesta stă răspunsul. Nu stă răspunsul cât vei avea sau cât nu vei avea. Pentru că s-ar putea să ai, s-ar putea să n-ai. Răspunsul stă într-unul singur. O crește-mi iubirea în inima mea. Pentru că aici e sărăcia, Doamne, care ne face să fim nemulțumiți. Aici este capitolul la care pierdem noi bătălia. Că dacă ai iubire în inima ta, bucățica de pâine va fi dulce. Dacă ai iubire în inima ta, îl vei îngădui și pe vecinul tău, care de-al minteri tot timpul te sâcâie, nu? Și vom avea unii față de alții o altă inimă. Omul acesta care a scris această cântare a scris-o când era în închisoare. Putea să zică, o, Doamne, adu-mi soția, că mi-e dor de ea. O, Doamne, adu-mi copiii. Putea să spună, o, Doamne, dă-mi grațiere. Dar el în închisoare a zis, cea mai mare nevoie a inimii mele să-mi crească Dumnezeu iubirea. Pentru că dacă îmi crește Dumnezeu iubirea, fereastra mea nu o să mai aibă gratii. Pentru că nu contează prin ce vezi cerul, contează să-l vezi. Și mă rog în această seară, Duhul Sfânt al Dumnezeu să toarne în inima noastră dragoste. Ne putem iubi, să fim prietenii lui Iisus, să ne prețuim unii pe alții, că alte comori n-avem mai mari. O crește-mi iubirea în inima mea, nu crește iubirea vecinului, că el trebuie să mă iubească. Doamne, eu sunt acela care am nevoie. Haideți să o cântăm așa cum știți să o cântați voi, frumos. Hai să începem cu balconul. Noi să fim la înălțime. Haideți să fiți la înălțime cu tot. O creștem iubirea în inima mea. Iisuse, thank you.
hotar. Niciodată, Doamne. Doar cu vocile. Bucuria mă închin înaintea Ta, Doamne, că ai venit și ne-ai spus că nu vrei să ne mai numești robi, ci prieteni, pentru că ne-ai făcut cunoscut întregul plan al lui Dumnezeu, pentru că n-ai ținut ascuns nimic față de noi, pentru că aceia pe care îi iubești și îi numești prieteni, aceia vor cunoaște adevărul și adevărul îi va face slobos. Ne-ai spus, Doamne, Dumnezeul meu, într-un mod drept, cine suntem și ce am putea deveni. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru darul extraordinar de a fi o familie. Îți mulțumesc pentru prietenii Tăi care m-au ajutat să cresc. Îți mulțumesc pentru părinții spirituali care m-au hrănit. Îți mulțumesc pentru rugăciunile bisericii care m-au însoțit. Îți mulțumesc pentru oamenii care mi-au fost pavăză când nimeni n-a stat, Doamne, în calea săgeților arzătoare ale celui rău. Îți mulțumesc pentru cuvântul de mângâiere pe care mi l-ai dăruit prin prietenii Tăi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru mâna întinsă care mi-a fost oferită când m-am clătinat și m-am prăbușit. Hristoase Iisuse, mă iartă că n-am știut să fiu prieten prietenilor Tăi. Mă iartă, Doamne, că iubesc lucruri străine de voia Ta. A te rog în seara aceasta, Doamne, ajută-mă și ajută-ne să-ți fim prieteni. Rămâi prietenul nostru, pentru că Tu, Doamne, Te-ai oferit, Tu, Doamne, Te-ai dăruit și Tu ai fost acela care ne-ai numit prieten și vrei să ne numești prieteni. Îți mulțumesc pentru lucrarea Ta numită biserică. Îți mulțumesc pentru mireasa pe care o pregătești. Îți mulțumesc pentru frații și surorile pe care mi-ai dăruit și împreună cu care, Doamne, vreau să mă lupt ca să pot să biruiesc și să ajung cu ei în raiul lui Dumnezeu. Doamne, desăvârșește-ne! Binecuvântează casele copiilor Tăi, binecuvântează săptămâna care să se înceapă, binecuvântează drumul spre casă, binecuvântează, Doamne, adevăratul drum spre casă, ca nimic și nimeni să nu ne împiedice niciodată. Îți mulțumesc de prietenia slujitorilor din loc, îți mulțumesc pentru prietenia bisericii din Șega, nemeritată, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ne-ai învățat să ne iubim, îți mulțumesc că în numele Tău putem fi prieteni. Al minte niciodată n-am știut și n-am fi știut să ne iubim. În această seară îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat, pentru ziua aceasta îmbelșugat. Ai stropit-o, Doamne, cu apă din Tine. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai udat și ne-ai răcorit inimile. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu, pentru toți aceia care au ieșit în față și s-au frânt înaintea Ta. Îți mulțumesc pentru poverile ridicate. Îți mulțumesc pentru viețile în care ai adus iertarea. Îți mulțumesc pentru aceia care au venit să pună la picioarele Tale necazurile lor. Îți mulțumesc pentru biruința Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru tot cei ce s-au închinat. Răsplătește-le Tu. Tu poți. Doamne, sunt onorat să mă știu copilul Tău. Sunt onorat să știu că am prieten pe prietenii lui Iisus. Și sunt mai onorat decât orice că Tu ești prietenul nostru care n-a lipsit în nicio zi a vieții noastre. Rămâi binecuvântat Tu, Tată, Fiule
și Sfântul Duh. Amin.